Un copil a fost călcat la propriu în picioare de un gardian al reginei Elisabeta a II-a după ce băiatul s-a pus din greșeală în calea lui. Imaginile filmate de unul dintre turiștii care luau parte la defilarea de la Buckingham Palace arată exact momentul în care băiețelul e pus la pământ. După incident, un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat că gardienii i-au avertizat pe oameni că se apropie, dar copilul s-a pus în fața unuia dintre ei în mod neașteptat și ar fi fost prea târziu pentru a-l evita. În urma incidentului, gardianul a verificat starea copilului pentru a se asigura că totuși este bine.